Ocnele Mari este un oraș în județul Vâlcea, în partea central-sudică a României. Este una dintre cele mai vechi așezări umane din această zonă a Olteniei. Localitatea Ocnele Mari a fost menționată pentru prima dată într-un document oficial în anul 1402. În anul 1912, localitatea a început să fie amenajată ca stațiune balneară și turistică. Sub aceste dealuri se află un masiv de sare de circa 600 de metri grosime, care constituie principala sursă naturală a locului și care a fost exploatată din cele mai vechi timpuri. Salina de la Ocnele Mari este cea mai mare din țară. Are o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați, iar lungimea galeriilor depășește 13.000 de metri. Minele de la Ocnele Mari, județul Vâlcea, nu sunt cunoscute doar pentru sarea pe care o dau, ci și pentru o poveste înspăimântătoare. Poate una dintre cele mai enigmatice povești din zona Olteniei. Diavolul de la Ocnele Mari nu este doar o poveste de speriat copiii, ci una adevărată. Povestea unui bărbat misterios, cu pielea aurie și îmbrăcat cu haine ciudate, a fost relatată de un miner ce a lucrat toată viața sa în galeriile de sare din adâncurile pământului. Minerul spune că în anul 1986, pe când lucra în subteran, în schimbul de noapte, a avut loc o surpare de galerie, iar din adâncuri a apărut un cadavru aproape perfect conservat de sare. Minerul, un om în toată firea, spune că acest eveniment l-a îngrozit de-a dreptul. L-am văzut cu ochii mei. În noaptea aceea eram de serviciu și îmi amintesc totul de parcă a fost ieri. La un moment dat, s-a auzit un zgomot infernal, de parcă s-ar fi deschis o ușă metalică. Scrâșnea pământul de parcă ar fi frecat fier pe fier. Apoi, dintr-o dată s-a crăpat pământul și o lumină puternică a țâșnit în noapte. Când ne-am uitat să vedem ce este, am văzut un bărbat ciudat ce avea în jur de 2 metri și o îmbrăcăminte demodată. Pielea lui era de o culoare aproape aurie și purta o barbă lungă și blondă. Ce ne-a uimit pe toți era senzația că acel bărbat era încă viu. Avea ochii larg deschiși, iar fața sa, deși cu trăsături frumoase, inspira teroare. Unul dintre colegi a făcut o glumă, spunând că așa trebuie să fie arătat diavolul după căderea sa pe pământ. După câteva zile, colegul respectiv a fost găsit mort în timpul serviciului din subteran. În urma acestui incident, lucrul în mină a fost oprit, iar o echipă de la securitate de la București a venit imediat la fața locului. Au izolat zona și au început imediat să facă cercetări, iar martorii acelui eveniment au fost interogați și cercetați amănunțit. Rezultatul anchetei a rămas însă secret. Minerul spune că au fost întorși pe toate fețele cu întrebări despre prieteni și familie. S-a zvonit chiar că mortul ar fi fost spion străin. Ce spion vine îmbrăcat cu haine ce păreau a fi vechi de sute de ani? Un inel imens pe deget și un pumnal încrustat cu pietre scumpe. Identitatea bărbatului nu a fost însă aflată, dar au apărut diverse variante. Una din teorii spune că în urmă cu 3.000 de ani, Vâlcea făcea parte dintr-un ansamblu religios pelasc. Acest imperiu era condus de o dinastie de natură divină, al căror regi aveau și titulatura de zei și purtau numele de Salmos. Este posibil ca acest bărbat să fie unul din foștii regi pelasci. Alte teorii susțin că locul acesta ar fi fost dintotdeauna ciudat. În aceste locuri erau aduși cei condamnați la ocnă și mulți și-au dat duhul în aceste mine de sare. Deținuții dispăreau fără urmă, de parcă erau vaporizați. Nu era vorba de accidente de muncă, ci pur și simplu oamenii dispăreau.
De aceea, printre ocnași, circula vorba că minele erau stăpânite de diavol. Într-o cronică de la 1821, se vorbește despre un preot de la Tismana, care fusese trimis să-i spovedească pe răufăcătorii care erau condamnați la muncă silnică în mina de sare de la Ocnele Mari. Ocnașii erau terorizați de evenimentele stranii care se petreceau în mină și de cele mai multe ori preferau să moară decât să meargă la muncă. Într-un raport către stareț, preotul descria teama pe care o aveau ocnașii față de evenimentele demonice la care asistau zilnic. Cei mai mulți susțineau că oamenii dispăreau pur și simplu în mină și că o forță invizibilă îi făceau să dispară de parcă se dezintegrau. În acele vremuri se vorbea despre diavol care ieșea printr-o poartă ce se găsea undeva la capătul minei. Cei care îi se împotriveau dispăreau fără să se mai întoarcă vreodată. Preotul era sceptic cu privire la aceste apariții demonice, dar în cele din urmă, după mai multe zile petrecute în ocnă, a ajuns la concluzia că pământul de acolo este viu și că ceva inexplicabil se petrece. Nu se știe cu adevărat ce s-a întâmplat la Ocna Mare nici atunci și nici înainte, dar este cert că șirul evenimentelor inexplicabile continuă. Localnicii relatează chiar și în ziua de astăzi că pământul pare a fi blestemat și se comportă ca un organism viu care la răstimpuri înghite tot ce iese în cale. În pântecul sărat al pământului de la Ocnele Mari se petrec lucruri stranii. Disparițiile misterioase plasate în sfera inexplicabilului au existat încă din cele mai vechi timpuri. Astfel de cazuri au fost semnalate în diverse zone ale globului și de fiecare dată au rămas fără un răspuns clar.